Bună seara, Toria! Bună seara! Ce faci? Bine! Spune-mi, te rog, unde te afli tu în acest moment și ce ai în special în spatele tău? Văd așa un afiș, ia spune-mi, despre ce-i vorba? Da! Păi, această seară sunt la, în prima zi a primei ediții a festivalului Art for All. Ce e acest festival? Spune-ne mai multe lucruri ca să înțelegem și noi. Ce înseamnă Art for All? Art for All? Da. Păi Art for All înseamnă arta pentru toți. Așa. Un festival prin care sunt promovate mai multe forme de artă. Mm-hmm. Adică, cum scrie și acolo pe afiș, pictură, muzică, poezie, teatru, literatură, film. Cele șapte arte. Da. Tu ești un artist. Da. Care dintre cele șapte arte este arta care îți apropie ție inima de suflet, ca să spun așa, și de minte? E o conexiune cu cele trei. Da, nu știu. Adică eu nu pot să mă... Nu pot să aleg între teatru și film. Cred că amândouă sunt la fel de apropiate. Cum ai văzut seara aceasta? Este prima ediție a festivalului Artă pentru Toți și este prima seară a festivalului în prima ediție. Cu ce sentiment pleci de aici? Cu un sentiment de curiozitate. Nu știu dacă este neapărat un sentiment, dar m-am bucurat foarte tare să văd că lumea este interesată să vină și este interesată de acest eveniment și atunci sunt foarte curioasă să văd pe mai departe cum o să putem să îl dezvoltăm și să placă și mai mult oamenilor și să vină în număr cât mai mare. Câți ani ai, Toria, dacă poți să spui? 22. Mulți ani înainte. Spune-mi, te rog, generația ta mai gustă astfel de evenimente? Nu prea, din păcate, mai ales în contextul actual de după pandemie, în care lumea preferă să stea acasă și în care, nu știu, poate ne-am obișnuit cu un fel de... Adică nu neapărat ne-am obișnuit, mai degrabă începem să facem o confuzie între artă și comercial, între nu mai știm exact ce înseamnă ea și atunci e păcat că nu pot veni la asemenea evenimente și nu se pot bucura și nu pot învăța mai mult. Însă un astfel de eveniment este un pas înainte, că se poate și că avem nevoie de artă, cultură și educație ca să ne dezvoltăm sănătos. Ești de acord cu această afirmație? Sunt perfect de acord. Păi de la Victoria la Toria, clar suntem de acord. Te pup și să ne mutăm cu camera. Oh. Suntem în fața Danielei Drăgulescu. Daniela, da. Spune-mi cum te simți. Pot să zic că mă simt împlinită. Foarte obosită. Am depus tot ce am putut eu să fie bine. Foarte bine a ieșit. Da. Felicitări. Am zis că mi-am depășit toate forțele, efectiv. Dar mă simt împlinită, mă bucur că a ieșit bine, mă bucur că a ținut și vremea cu noi. Sper și mâine să se întâmple același lucru, mai ales că e vorba de proiectele noastre și ale tale și ale noastre, despre filmul independent. Și, mă rog, la care ținem enorm și la care o să fie bine. Lucrăm așa cu... Da? Da, nu plouă la, de la 8 încolo. Plouă în prima parte a zilei. Doamne ajută, Doamne ajută. Să fim aici, mai ales că o să avem invitații, toți artiștii plastici care au făcut parte din acest proiect. Deocamdată, noi încercăm să-l dezvoltăm și să aducem aproape de oameni Art for All, cum zicem noi, să aducem aproape cât mai mulți artiști plastici de elită. Mâine o să fie Mircea Dumitrescu, Aurel Vlad, Mihail Gavril, Mircea Roman, Daniela Făiniș și, bineînțeles, George Țipoia, care și expune în cadrul festivalului nostru. Mulțumesc, Daniela! Încheiem cu trei cuvinte care îți vin ție în minte acum când te gândești la seara aceasta. Trei! Trei cuvinte... Bucurie, împlinire și oboseală.